Fumatul este unul dintre cele mai populare vicii și această realitate se vede și în cifre. Din toate țările europene, România are cel mai mare număr de fumători raportat la numărul populației. Datele arată că o treime dintre români fumează, iar aproape jumătate dintre ei încearcă să scape de acest viciu prin diferite metode. Iată ce spun romașcanii despre acest lucru. Nu contează prețul la ei. Dacă chiar vor să fumezi, nu contează prețul pentru ei. Știți fumători care s-au lăsat de fumat doar pentru că s-au scumpit sau nu? Nu. Deci nu contează? Nu. Pentru ei, dar dacă se scumpește, indiferent, îi fumează? Păi da. Cam așa. E viciu, da. E viciu, greu te lași de așa ceva. Dar ce ar trebui să facă ca să lase de fumat? Voință, așa cum mai fumează. Se ocupe timpul cu altceva, probabil. Credeți că scumpirea țigărilor îi face pe fumător să se lase de fumat? Vai, noi nu fumăm și cine are viciu ăsta nu se lasă niciodată. Indiferent dacă... A, indiferent, poți să facă și 20 de lei pachetul. Tot fumează. Lasă casa fără pâine și cine e fumător, tot fumează. Nu știu, soțul nu fumează. Dar ce trebuie să facă ca să se lase? Să duc la o detoxifiere undeva, la un spital undeva. Eu asta zic, da. După mintea mea. Dependența fiziologică nu ține cont de preț. Sigur că da, și exact ca și băutura. Că și alea s-au scumpit. Nu e același lucru. Deci crezi că indiferent de preț, fumătorul... Fumătorul fumează dacă... Vorba aia își permite ca și preț. Și până la urmă, ce o să facă? Doar nu să tripleze prețul la țigări sau la băutură, nu? E același lucru. Dar credeți că prețurile s-au scumpit destul de mult din anii anteriori? Afirmația destul e cam deplasată. Prețurile au crescut datorită creșterii prețurilor la utilități. Cazi, energie și combustibil. Mai ales la combustibil, cresc în aceeași zi de câte 2-3 ori. Au fost cazuri. Ce ar trebui să facă un fumător dacă vrea să se lase de fumat? Care sunt pașii de urmat? Nu știu... Okay. Eu sunt nefumător, deci dintr-o dată... și apoi, de fapt, de obicei am făcut afirmația că am fumat dintr-a doua până într-a noua. Și dintr-a noua m-am lăsat, fără să îmi spună cineva sau să mă oblige cineva, mai ales să mă oblige nici părinți, nici... E vorba de voință, credeți? Voință. Atât? Da, da. Voința este și ține și, a te lăsa și de băutură, tot de voință depinde. Mulțumim. Pentru că asta este, așa e normal. Dacă gândești logic, dar dacă gândești din perspectiva, să zicem, bețivului, alcoolicului sau a fumătorului, ar putea să... Dar trebuie să gândești și logic. Prețul la țigări îi determină pe fumător să se lase de fumat? Nu. În continuare pot fuma? Da. De ce? Pentru că au în sânge acest drog. Și e greu să te lași de fumat? Nu știu că n-am fumat, ca să știu. Dar de ce credeți că ține faptul de a te lăsa de fumat? Ce ar trebui să facă un fumător? Dacă îți propune să nu mai fumeze și zice gata, stop cu țigările, păi încet te lași. Eu zic și că dacă... nu-l deține nimic să nu mai fumezi în continuare, nu contează. Și dacă chiar vrei să fumezi în continuare și să strici sănătatea, tot ceva rău. Dacă fumezi, ai bani și de țigări. Dar dacă crește prețul? Se lasă de fumat. Crezi că se lasă de fumat? Cred eu, nu. Mai ales cei care nu-și permit. Dar ce ar trebui să facă un fumător ca să se lase de fumat? Ce pași ar trebui să urmă? Să aibă ambiții și să rădească țigările. Să-și dorească. Așa se începe. Obligat, că și eu m-am lăsat. Din cauza prețului? Nu din cauza prețului, și din cauza la boală, dar e obligat. Nu sunt buni. Deci dacă o să crească prețul la țigări, credeți că fumătorii se vor lăsa? Nu știu. Nu toți, dar cred că se lasă o serie. Dumneavoastră, cum ați reușit să vă lăsați? Păi din cauza la boală, eu v-am zis că dacă nu mă las, probleme. În România sunt aproape 6 milioane de fumători. 80% au acest viciu încă dinainte să împlinească 22 de ani. În ultimul an, doar 110.000 de români au renunțat la fumat. O avertizare pentru fumători. Cel târziu, de la 1 ianuarie 2019, țigările se vor scumpi din nou.